Primii liceeni care au susținut competențele la bacalaureat au pășit cu emoție în sălile de examen și au ieșit bucuroși. Ei au catalogat subiectele primite ca fiind ușoare, majoritatea sperând la calificativul maxim. Cum a fost? Relativ ușoare, adică n-are ce să fie greu. V-ați așteptat la astfel de subiecte? Ne-am așteptat și ne-am pregătit. Subiectele sunt cât de cât accesibile, dacă te-ai pregătit, asta contează. Ușoare, adică dacă ai învățat, n-ai cum să nu le știi. Sunt lucruri normale. Și profesorii de specialitate spun că subiectele au fost de nivel mediu comparativ cu cele de la simulare și au fost predate la clasă. Subiectele s-au încadrat în tiparul subiectelor pentru proba orală. Li s-a cerut să recunoască elementele situației de comunicare, să recunoască stilurile, mă gândesc aici la stilul publicistic, stilul juridic-administrativ, stilul memorialistic, beletristic, și lucrul ăsta nu le-a pus probleme, iar la subiectul al doilea au avut un text argumentativ care intră și în programa pentru proba scrisă. În Olt, în sălile de examen, sunt așteptați peste 2400 de absolvenți de liceu. În prima zi a probei A nu s-au înregistrat probleme, proba fiind susținută în săli de examen monitorizate video. Sunt înscriși 39 de elevi în urma promovării cursurilor liceale și cred că se va desfășura normal ca în fiecare an. La probele orale nu sunt probleme. Încercăm să discutăm copiii să se canalizeze pe pregătirea pentru probele scrise. Probele scrise ale examenului de bacalaureat vor începe în 1 iulie cu probe pe 1, 3 și 4. Primele rezultate vor fi afișate în 8 iulie. Tot atunci vor fi depuse și contestațiile. Anul acesta, elevii au revenit la forma inițială a bacalaureatului cu susținerea probelor orale și de competențe înaintea celor scrise. Peste 90% dintre absolvenții de învățământ preuniversitar înscriși la bacalaureat sunt din ultima promoție.